Pe data de 1 aprilie se redeschide cetatea medievală a Severinului pentru vizitatorii de pretutindeni. O multitudine de obiecte medievale îi vor întâmpina de acum înainte pe vizitatori. În plus, turiștii care vor călca pragul bătrânei cetăți vor avea parte de sprijinul unor ghizi turistici care să le explice istoria fiecărui obiect în parte. Față de anul trecut avem un salon medieval foarte bine structurat, o parte Fethislam, pe proiectul cu Serbia, cu cetatea Fethislam, da, partea de am făcut partea de arhaic și partea de armament, piațeta medievală e foarte... Înțeleg că în fiecare weekend o să avem ateliere pentru copii, mi se pare un lucru extraordinar pe care... Pictură pe ceramică, ceramică de tip medieval, pentru cei mici vom avea ateliere în fiecare sâmbătă. Vom avea atelier de dans medieval, un profesor care îi va învăța pe copii dans medieval. Vom avea un atelier de tras cu arcul pentru copii. V-am rugat și aș vrea să insistați cu profesorii, mai ales cei de istorie, să facă orele, cei care pot, sau măcar periodic să facă orele în cetate. Dacă până nu de mult restricțiile i-au făcut pe turiști să mențină distanța și să nu-și mai planifice așa de multe vacanțe și vizite la monumente istorice, autoritățile consideră că anul acesta va reprezenta o renaștere a turismului românesc. Astfel, atât cetatea medievală a Severinului, cât și castelul de apă își vor deschide porțile pe data de 1 aprilie. Sunt câteva lucruri noi, lucruri prin care încercăm să impulsionăm turismul, încercăm să impulsionăm zona de deschidere a cetății medievale. Vorbim de ateliere pentru copii, o să vă dea mai multe detalii domnul manager, dar vorbim de chestiuni ce țin de medieval, pictură, ateliere de arme. Sunt lucruri interesante, se permite din acest an să avem expoziții și cei care fac lucruri de calitate, mici meșteșugari, pot să vină să își deschidă mici ateliere, mici magazinașe în zona cetății. Anul trecut, cetatea medievală s-a bucurat de un număr impresionant de vizitatori după ce în luna iulie a anului trecut și-a deschis porțile după o perioadă de reabilitare. Anul acesta însă vine cu foarte multe noutăți, atât pentru turiști cât și pentru micuții din Drobeta, Turnul Severin, care vor participa la diverse ateliere în incinta cetății. Anul acesta venim în plus cu un târg al cetății, încercăm să-l configurăm pe parcursul lunii viitoare, cu ateliere care vor în principal să atragă părinții și copiii într-o zonă a creativității, ateliere de pictură pe ceramică, o ceramică de tip medieval, comandată special de noi în Ardeal, ateliere de dans medieval, avem un instructor foarte priceput, o doamnă care va fi încântată să inițieze pe cei mici în arta dansului medieval, o atmosferă foarte plăcută, avem acest poligon de tir cu arcul pentru copii, o zonă de divertisment și de educație a mișcării și a sportivității și totodată aceste lucruri nu sunt doar pentru cei mici, sunt și pentru părinți și pentru bunici care au posibilitatea să viziteze, dar să și antreneze copiii în aceste activități plăcute. Asta e strășitoare, nu? No, este prima mașină de spălat din lume. Este mașină de spălat rufe la rând. Da? Da. Sau pas. Pur și simplu, asta se învârtea și spăla rufele așa. Da? Da, da, da. Dar unde e făcută? E făcută în Ardeal, în Rostul Ardeal. De acolo e luat. De asemenea, în cadrul cetății vor fi realizate seri medievale de muzică, de poezie sau expoziții. Reprezentanții cetății medievale spun că doresc să vină în întâmpinarea solicitărilor venite din partea turiștilor și exact aducerea unui cort Adacale cu produse specifice, unde aceștia pot consuma bragă și cafea făcută la nisip. Așadar, de pe 1 aprilie, porțile cetății medievale ale Severinului sunt deschise atât pentru severineni cât și pentru iubitorii de cultură din toate colțurile țării.